Rog pe domnul academician Dogaru să ia cuvântul. Mulțumim. Să fie gura ulită. Domnul academician Vasile Stănescu, domnule director, domnule vicepreședinte al Senatului și președinte al Uniunii Juriștilor, îngăduiți-mi să mă avânt într-o temă pe cât de generoasă și cuprinzătoare, pe atât de delicată în privința punctărilor pe care le impune în termenul care este la dispoziție. Îngăduiți-mi să vă rog să mă înțelegeți că pot vorbi cumva din interiorul comunității magistraților, eu însumi fiind 10 ani și 3 luni judecător și vicepreședinte de tribunal. Îngăduiți-mi să spun câte ceva și, ca făcând parte din lumea celor care s-au ocupat puțin de teoria dreptului și a încercat să întreprindă și unele cercetări. Spuneam că tema este generoasă. Nu știu cu ce să încep. Totuși, îngăduiți-mi să încep cu ceea ce spunea marele nostru filozof neocantian al dreptului Mircea Giovara, după publicarea celor volume de teorie generală a dreptului, impregnate puternic cu valențe de filozofie a dreptului. Deci, după ce a publicat aceste volume, el se întreba, și totuși, ce este dreptul? Sigur, definiția cea mai ideală a dat-o Publius Juventus Celsus în antichitate, arta binelui și a echității. Dar pe cât de ideal, pe atât de utopică. Faceți o radiografie în lumea legislațiilor naționale de astăzi, în lumea laboratoarelor de producere a legislației și veți vedea că nu este așa, că nu se poate. De ce? Pentru că natura umană are valențe multiple, adesea contradictorii. Pentru că această caracteristică a acestor valențe a condus la apariția interesului în drept. Iată de ce trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Eu n-aș vrea să punctez aici câte ceva despre contribuția marilor juriști români, contribuția doctrinii juridice, la substanța culturii juridice naționale. Aș vrea să încep prin a spune câteva lucruri mai generale și prin a prezenta, de fapt, contribuția juriștilor în alte zone ale culturii, în zona literaturii și artelor, în zona istoriei, în zona filozofiei. De ce? Pentru că aș vrea să subliniez că această componentă a culturii juridice este doar un pilon al culturii unui popor, că într-adevăr, cultura este o unitate privită în diversitate. Că este o unitate privită în diversitate, rezultă din interferențele puternice ale diferitelor componente între ele. Îngăduiți-mi să amintesc că, de pildă, juriștii noștri, cultura juridică a adus o contribuție însemnată la conținutul altor zone. Iată, de pildă, în domeniul literaturii și lingvisticii au adus contribuții extraordinare. Vasile Alexandrii, Eugen Barbu, Ioan Alexandrescu Brătescu Voinești, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Zoie Dumitrescu Bușulenga, Iorgu Iordan, Eugen Jebeleanu, Titu Liviu Maiorescu, Iacob Negruții, Patrick Ilarian, Mihail Sadoveanu, studii juridice nefinalizate, este adevărat, Alexandru Sahia, Ioan Slavici, George Topârceanu, Alexandru Blahuță, Iosif Burcan, Duiu Zavirescu, Demostene Botez, Șerban Cioculescu, Mihai Codreanu, Aron Densușanu, Aron Pumnul alias, Nicolae Densușanu, Nicolae Gane, Alexandru Hașdeu,
HD-ul, cum se spunea pe vremea aceea, Bogdan Petrice cu HD-ul, Emil Isac, Gheorghe Chirilan, Simeon Manciuga, Adrian Maniu, Anastasie Marian Marinescu, Petre Mizil, Dimitrie Constantinescu, Ascanio Rănescu, Cezar Papacostea, Ion Petrovici, Alexandru Filipide, Ion Pilat, Ion Tușcaru, Liviu Rusu, Ion Zviera, Teodor Ștefanelli, Ionel Teodoreanu, Bujor Nedelcovici, colegul meu de an, și Rodica Ojot. Sigur, pe mulți dintre aceștia, datorită pregătirilor multivalente, îi vom întâlni cu contribuții și în alte domenii. Iată, de pildă, în domeniul istoriei și arheologiei. George Bariciu, Bogdan Petricecu HD-ul, care l-am întâlnit și în zona literară, Mihail Cogălicianu, Papiu Ilarian, aplicațiile în drept. Aplicația lor în drept înseamnă diacronia dreptului, mobilitatea dreptului, ceea ce se întâmplă, ce discutăm astăzi. Mobilitatea dreptului este regula, sincronia este excepția, stabilitatea, de aceea îi se spune stabilitate relativă în drept. Dublă excepție de la regulă și de la excepție face o categorie anume, și anume cea dezbătută cu multă rigoare științifică de primul director al Institutului de Cercetări Juridice Ion Gheorghe Maur, studiul aferent constantelor dreptului. Sigur că și ele primesc îmbunătățiri, dar nu schimbări. De aceea, constantele dreptului formează o excepție de la regulă, de la mobilitatea firească și de la excepție, pentru că este o excepție la excepție. Despre diacronie și sincronie în drept, poate cel mai frumos cuvânt de spus l-a avut Nicolae Titulescu. Îngăduiți-mi să citesc, îngăduiți-mi și vă cer scuze pentru că vederea mea nu mai e bună, prietene, cu mine datorită unui diabet ceva mai agresiv decât cel de început. Pacea în ordine, dreptul în perpetuă devenire și în perpetuă legătură cu mersul schimbător al vieții. Sufletul omenesc în strădanie continuă de a se realiza pe sine însuși în formele concrete ale unei gândiri și ale unei generozități în continuă ascensiune. Iată condițiile pe care le cere ieșirea din haos, atenție la această formulare, și viața organizată către care aspiră toți oamenii. Este important pentru lumea dreptului, pentru cultura juridică, raportul dintre diacronie și sincronie în drept. Dacă diacronia este forțată, consecințele nu sunt pozitive. Vom avea o legislație stufoasă, o legislație greu de interpretat, o legislație greu de aplicat de către instanțele judecătorești. Vom avea numeroase lacune ale dreptului, numeroase paralelisme. Iată de ce trebuie să se urmărească organul legislativ, în primul rând, domnule vicepreședinte al Senatului, domnule președinte, să se urmărească în permanență echilibrul dintre diacronie și sincronie. Dacă stabilitatea relativă e mai puțin relativă, atunci legea văzută în mișcare, în dinamica ei, devine o frână în calea dezvoltării, cum spunea Titulescu. În domeniul economiei, juriștii au dus și aici un mic patrimoniu la îmbunătățirea culturii economice. Alexandru de Xenopol, Gheorghe Zame, Mircea Rădulescu, Alexandru Brădan, Costin Chirițescu, un mare jurist și deopotrivă mare economist, Vasile Marinski, Ion Rachieru, aici de față domnul academician Vasile Stănescu, Gheorghe Taștă și mult, mult, foarte mult alții. Eu dau numai din vârfuri, așa cum le-am găsit și cum am documentat eu. De ce trebuie să existe legătură și contribuția juriștilor? Și veți vedea că și invers, am început să spun în fiecare parte, se întâmplă acest lucru, că și cultura juridică primește de la celelalte zone. Dreptul și economia
sunt doi versanți al aceleași munte. O economie care este bine cântărită prin lege este prosperă și din protivă, dacă legea la rândul ei nu cântărește bine economia, devine o frână. În domeniul teologiei, lăsăm la o parte substanța morală, îmi dați voie, vă rog frumos, substanța morală a dreptului. Dar și aici avem oameni cu studii juridice sau și cu studii juridice care și-au adus importante contribuții la îmbogățirea culturii din acest domeniu. Vă dau câteva nume. Moses Rosen, care a fost jurist, știți ce a însemnat și ce anume a îndeplinit în timpul vieții sale. Andrei Șaguna, Roman Ciorogariu, Grigore Comșa, Ioan Iosif Goldiș, Vasile Vicentie Manga, Gavril Munteanu, Nicolae Neagoe Popea. De curând a apărut prin editura Universul Juridic și am văzut colegii editori, pe domnul director aici, o lucrare care s-a bucurat de un referat extrem de favorabil din partea profesorului de talie europeană, profesorului Clujan Ion Deleanu. Este vorba de substanța morală a dreptului, care este un capitol dintr-o teză de doctorat, dar dezvoltată, și acum se traduce în câteva limbi de circulație, de un fost doctorand al meu. Autor fiind un fost doctorand al meu. În domeniul publicisticii, juriștii din nou și-au adus o contribuție importantă. Brătescu Voinești, Bogdan Petricescu Hasdeu, Mihail Cogălician, Iosif Vulcan, Demostene Botez, Gheorghe Chițu, Roman Ciorogariu, Nicolae Dașcovici, Densușeanu Nicolae, Ambroziu Dimitrovița, Petru Grădișteanu, Bogdan Petricescu Hasdeu, Iosif Hodașiu, Nicolae Ionescu, Ion Calindeiu, Constantin Crețulescu, Petru Misir, Gabriel Munteanu și Teodor Rosetti. Sigur, un studiu făcut la Craiova, foarte amplu, un studiu comparativ între preceptele religioase și normele juridice, subliniază cum nu se poate mai bine legătura dintre zona culturală a teologiei și zona dreptului. Găsiți acolo elemente în cartea la care m-am referit. În domeniul matematicii, Eugen Barbu. În domeniul geografiei, Vintilă Mihăilescu, care a afirmat la un moment dat că cercetările lui geografice nu s-ar fi bucurat de rigoarea asigurată dacă n-ar fi avut studii juridice. Și, bineînțeles, Victor Tufescu. În domeniul ingineriei, Dumitru Dumitrescu, Traian Vuia și Petre Pon, care era și inginer și mineralog. În domeniul biologiei, îmi dați voie să-l punctez doar pe cel mai reprezentativ dintre ei, Emil Racoviță. În domeniul medicinei, Anastasie Fătul. În domeniul pedagogiei și psihologiei, domenii foarte apropiate culturii juridice, Mihail Ralea, Constantin Rădulescu Motru, Ștefan Bârsănescu, Florian Ștefănescu Goangă, psiholog, Liviu Rusu și așa mai departe. În domeniul sociologiei, din nou Dimitrie Gustu, apoi Mihail Ralea, Alexandru Xenopol, Henri Stahl, Vladimir Trebici, sociolog și demograf. În domeniul muzicii, Mihail Jora, Teodor Buradan și, bineînțeles, iubitul și neuitatul Gică Petrescu. Omenirea a cunoscut, omenirea noastră, românească, a cunoscut dintre juriști și mari oameni politici care au avut și o operă în domeniile lor.
amintesc pe Mihail Cogălician, pe Mihail Rale, pe Iuliu Maniu, pe Gheorghe Tătărescu și, bineînțeles, pe Ion Gheorghe Maure. Adaug, ori de câte ori am prilejul, încă un nume care, din păcate, este mereu trecut în zona penumbrelor. Este vorba de un membru al unei vechi familii boierești din Craiova. Este vorba de Nestor Craiovescu, primul, îl amintesc pentru primatele aduse de el în lumea dreptului, dar și în zonele adiacente. Primul doctor în drept din țara românească, titlu obținut în momentul în care era dat publicității codul civil francez de la 1804. Este primul profesor de drept într-un învățământ juridic organizat de el pe lângă Sfântul Sava în București. Este principalul legiuitor, redactor al legiuirii Caragea. Este autorul primelor lecțiuni juridicești, așa cum le numea el. Dar a avut o importanță aparte activitatea lui în zona politicului, în cultura politică. El a îndeplinit pe rând demnități dintre cele mai importante. A fost pe rând Mare Clucer, Mare Stolnic, Mare Căminar, apoi Logofăt al Străinilor, un fel de ministru de externe de azi, Logofăt al Dreptății, un fel de ministru al Justiției de azi și Logofăt al Țării de Jos, un fel de prim-ministru de astăzi. Spun un fel pentru că era vorba de țara românească, era de perioada de început, era de o activitate desfășurată de el sub domnitorul Gheorghe Ghica și așa mai departe. Toate, dar absolut toate aceste interferențe sublinează ceea ce vă spuneam la început, că văzută cultura ca un fenomen este adevăratul unghi din care aceasta trebuie privită. Aș mai adăuga idei care vin din partea oamenilor de știință din alte zone ale culturii. Ideea de dreptate. Ideea, luați opera marilor noștri scriitori și poezi și vă veți convinge. Ideea de echitate. Ideea potrivit căreia legea trebuie să reflecte. Ideea potrivit căreia legea trebuie să respecte firea, istoria, mentalitățile, să respecte obiceiurile și realitățile vieții, cultura populară a poporului respectiv. Ceea ce noi am făcut mai puțin și cu codul de la 1864 intrat în vigoare la 1 ianuarie 1955 și cu actualul cod. Și sigur, se poate spune foarte multe lucruri. Ideea de justiție. Știți, lumea dorește justiția să fie cumva un instrument în mâna oricui. Nu mă refer la politicieni, este peste tot așa. Chestiunea se ridică însă din alt punct de vedere. Romanii ne-au învățat că justiția este cea mai importantă dintre virtuțile unui popor. Dacă o luăm în sens restrâns, justiția, cea înfăptuită doar de către sistemul instanțelor judecătorești, cu adevărat, ea este prima virtute între virtuțile unui neam. Au spus romanii, justiția omnem est domina virgina virtutum. Apoi, peste tot găsiți interpretarea în literă a legii, spiritul legii și mai departe. Vă dau un singur caz și cu asta am încheiat. S-a vorbit mereu despre preceptul fiat justiția pereat unul. Ne întrebăm, la ce bun justiția dacă pierde luna? Sigur, dacă ar fi să interpretăm în litera preceptului. Cum trebuie interpretat acest precept? Trebuie văzut ca fiind cultul legii și respectului legii. Ca ar fi prima nevoie de care are, de care îi trebuie un stat, de care o are un stat. Domnilor, iertați-mă, este o zonă mult prea complicată, mult prea vastă, prea frumoasă, prea generoasă, iar noi suntem cam în vârstă. În referere istorice date,
Înainte de a trece la următoarea prezentare, vreau să salut prezența și participarea la reuniunea noastră, să le mulțumesc pentru aceasta, doamnei Cristina Tarcea, vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, și domnului Adrian Bordea, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii.